S-a dat alarma în această dimineață la o stație de oxigen din Cluj-Napoca, unde au existat scurgeri de gaz. Zona a fost izolată imediat și au ajuns pompierii și a fost restricționat accesul persoanelor. 8 autospeciale s-au deplasat la locul incidentului și, din fericire, nimeni nu a pățit nimic. Cu mai multe detalii vine colega mea Bianca Baraboi. Bun găsit, Bianca! Ce s-a întâmplat de fapt acolo? Bun găsit! În această dimineață, în jurul orei 6, pompierii au fost chemați pentru un incendiu ce ar fi izbucnit la o stație de oxigen de pe strada cantonului din Cluj-Napoca. Numai puțin de 8 autospeciale pentru stins incendii, 2 autoscări, 2 echipaje smurt și unul saj, precum și echipaje de poliție, au ajuns la fața locului. Imediat s-a delimitat și un perimetru în jurul societății, pe o rază de 500 de metri, în interiorul căruia a fost restricționat accesul persoanelor. După verificări, pompierii au constatat că existau scurgeri de oxigen dintr-un recipient încărcat cu oxigen de aproximativ 10.000 de litri. Robinetul a fost închis și până în prezent nu au fost persoane care să ceară consult medical. În zonă a rămas o autospecială de pompieri pentru a supraveghea zona. La fața locului s-au deplasat 8 autospeciale de stins incendiu, 2 autoscări, 2 ambulanțe smurt și o ambulanță SAJ. Iar în momentul în care au ajuns la fața locului au constatat că nu se manifesta ardere și se manifesta o deversare puternică de oxigen dintr-un recipient de aproximativ 10.000 de litri. S-a procedat imediat pentru închiderea robinetului, precum și izolarea zonei pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați.